Peter și ricurici ascunși. Trebuie să pregătim mai mult Crysac, pentru că astăzi așteptăm musafiri. Faceți o treabă minunată, copii! Este o zi perfectă pentru a vizita golful Tutti Frutti. Ce mirare! Ce enorm mare îndepărtare! Sau stați! Umbra unui copil care se joacă pare. Lasă-mă în pace! Hei! A fost ușor! Storyland ne cheamă. Ceva se întâmplă. Hai să ne schimbăm și să mergem. Odată ca niciodată, era un bebeluș care doar ziua dormea, iar noaptea se aventura. Este o nouă cale! A cui ar putea fi? Nu, nu, nu și nu! Ți-am spus deja, nu! Cine ar putea să fie acel bebeluș? Există o singură cale de a afla! Nu vreau să ies afară! Dacă vrei, tu ieși! Cu cine vorbește? Noi suntem Peter și umbra lui. Umbra lui? Sunt obosit acum, lasă-mă să dorm. Păi dacă nu ai mai ieșit noaptea în atâtea locuri, nu ți-ai mai petrece toată ziua dormind? Nu ies în atâtea multe locuri, mă duc doar în mii de locuri fără mine, pentru că eu dispar noaptea. Sigur că da, dacă nu e lumină, nu există nici umbră. Ce-ar fi să găsim un plan de a ne distra? Pun pariu că astfel cearta lor s-ar termina. Mie îmi place să zbor. Și mie, haide să ne întrecem. Dar un pic mai târziu, pentru că acum sunt obosit. Vedeți? E clar că Peter iese noaptea pentru că nu vrea să stea cu mine. Nu e vorba de asta. Ceea ce fac eu noaptea este... Nu contează. Trebuie doar să dorm. Nu ne-a spus ce face noaptea? Trebuie să aflăm ce face noaptea dacă vrem să prevenim cearta. Faceți liniște, o să ne audă. Ai grijă, Michael Crown! Surpriză! Ce tare, îmi plac surprizele. Ați venit să mă ajutați? Nu te spionam. Wow! E strălucitor. E un licurici jucăuș. Dar pare că e pe cale să plângă. Da, și-a pierdut toți prietenii. Am căutat în fiecare noapte, dar sunt atât de multe locuri de căutat încât e imposibil. Și în fiecare noapte ea strălucește mai puțin. V-am ajutat, dar nu înțeleg de ce nu ne-ați cerut ajutorul mai devreme. Nu știu, credeam că pot singur, abia mai strălucește. Oh, nu, lumina ei se stinge. Ce flaut, super! Muzica îi dă strălucire. Nu te opri din cântat? Vor străluci și vom putea să-i găsim. Și trebuie să caute mai mulți acum. Da! În lumină noi căutăm, câțele n-au loc de ascuns. Cu toate că e greu să le găsești, sunt drăguțe când strălucesc. Luminicuțe ce zboară pe cer, sunt minunate când vezi cum scripesc. În întuneric strălucesc. Sunt amuzante și ne plac pe toți. Zboară ca să danseze cu noi. În întuneric strălucesc. Reușim să le găsim noi. Nu mai pot să suport. O să-i găsim, rezistați! Acolo, grăbiți-vă! Măgâdilă! Ce caut eu aici? E noapte! În sfârșit i-am găsit! Asta se făceam în timpul nopții, căutam ca să poată fi împreună. Dar de ce nu mi-ai spus? Aș fi putut să te ajut. Cunosc Storyland mai bine decât tine. Așa crezi? En garde, se vede că ai exersat. Haideți, sper să câștigați amândoi. Mulțumesc. Data viitoare îmi voi întreba. Și data viitoare promit să-l ascult pe Peter. Când lucrăm în echipă, rezolvăm problemele într-o echipă. Mulțumesc, bebeluș. Storyland Magic Ears. Și uite așa problema lui Peter s-a rezolvat, iar el și umbra lui nu s-au mai certat. Unde-i fost? Ai întârziat puțin. Hai, umbră, să ne întrecem. Mai lasă-mă să mai dorm puțin. Acum eu sunt cel care are nevoie de somn.
Agata, o vrăjitoare în pericol. Cel mai bun animaluț din lume. Bună, Timi! Wow, ce costum frumos! Mersi! E ideal pentru cea mai misterioasă noapte din an, noaptea vrăjitoarelor ce mănâncă bebei. A, vrăjitoare? Dar nu există, e doar o sărbătoare. O sărbătoare cu vrăjitoare rele care fac bebelușii șoareci și îi mănâncă. Glumă. Întoarce-te. Hei, Dreamy, ești gata pentru Halloween? Clar că sunt. Babies, cry babies, magic tears. Nu, nu sus, stai. Rapid, în față. Cry babies, cry babies, magic. Au. Opa, scuze. Capul meu. Au. Ce, e prima dată când vezi o pisică vorbitoare? Erai, Stormy. Acum să continuăm antrenamentul. Bine, bine, să continuăm. Ah, dar de ce nu zboară? E mătura și a pierdut puterile. Sunt cea mai rea vrăjitoare. Poate e pentru că ne-a văzut un bebeluș fără magie. Este complet interzis în anul vrăjitoarelor. Știu, poate că nu mai merge farmecul măturii. Și de ce nu încerci noua vrajă pe mătură? Nu este prea grea, crede-mă. Asta e, dar care? Asta e să devii uriaș, nu, să devii o broască, nu. Oh, asta, zboară sus. Tot ce-mi trebuie se găsește în pădure. Lacrimă de furnică, pantof de centiped. Un câine! Ce este, Spot? Wow, ce costum de vrăjitoare tare! Pare că statul lângă bebeluș fără magie nu mi-afectează puterile. Sigur, e un costum. Sunt Agata, doar un bebe normal, știi tu. Sunt Doti. Ce faci acolo? Doar chestii normale de bebe. Nimic magic. E o rețetă! Ce este? Un tort. Lipsesc câteva lucruri. Mă ajuți tu? Sigur, distractiv! Haide, totul e absolut normal. Auci! Ce e asta? Dacă e o glumă, nu e amuzant. Da, monstruos de delicios. Stai așa. Mătura nu este a mea. Au! Opa, scuze. E a unei vrăjitoare adevărate. Uitați, e magică. De la o vrăjitoare zbura și pisica vorbește. Nu există vrăjitoare. Cum adică? Veți vedea. Cucu. Uite, aici. Grozav. Nu. Hei, uitați, sigur e o vrăjitoare. Da, mă rog. Haide, îți arăt eu. Vrea să o pună pe Doti în cazan și să o pape. Trebuie să o ajutăm. Haide, vrăjitoarele nu există. Uită-te singur. Cazanul e cald și bun pentru o baie. Nu crezi, Doti? Da, nu există. V-am zis eu. Trebuie să salvăm pe Doti. Dacă fugim în același timp, poate că o speriem. Nu vei mânca pe Doti! Hei, vrăjitoarele nu mănâncă bebeluși. Și vrăjitoarele nu sunt reale? Te rog, ajută-ne! E numai vina mea! Sunt cea mai rea vrăjitoare din lume! Poate nu chiar cea mai rea! O pisică vorbitoare! Tu înveți doar! Sigur, cartea de vrăji are un răspuns! Ai încredere în tine! Da, știu! Aici e! Vraja de anulare! Asta e! Vrăjitora timpului! Ușa deschidem și fă totul ca înainte! Am reușit! Da! Ce mai zi? Păi, aparent, Connie avea dreptate, vrăjitoarele există. Și sunt bune! Cu toate că încă învăț. Aburel, poți mișca obiecte pocnind din degete. Și să faci vrăji de anulare. Și să zbori cu mătura. Dar astăzi cel mai magic lucru au fost prietenii noi. Mersi că ați avut încredere. Magic Cheers! Hai că zbor! Wow!
Asta da, noapte de vrăjitoare! Nepotul lui Moș Crăciun. Rudy! Rudy face lista de cadouri foarte lent. Haide, Rudy! Ia să văd, nu vreau să ratez nimic. E vreo sticlă de ciocolată? Da, avem multe. Păi, una e pentru mine. La viteza asta, crezi că o să ne mai rămână cadouri? Nu cred că o să ajungem la timp. Ușurel, bebeluși, este Crăciunul, iar prietenia este de fapt cadoul. Totuși, mingea aia nouă... Uf! Ce-a fost aia? Nu știu. Hai să aflăm. Da! E cartea! Vine o adiere rece din carte. Să mergem în Storyland, să vedem ce se întâmplă. Odată ca niciodată, era un bebe fericit care și-a pierdut zâmbetul. Ce se întâmplă aici? E puțină ceață, nu-i așa? Puțină? E o tonă, nu văd nimic! Dar, bebeluș, nu trebuie să vă temeți. Nu se întâmplă nimic! Haide, chiar dacă ne e teamă, trebuie să continuăm. Stai calm, se întoarce în curând. A? Bine că ați venit! Cine-i copilașul și ce s-a întâmplat? Nu-l cunoști? E Klaus. E primul an în care ar fi trebuit să aducă bebelușilor cadouri. E numai vina ceței. A venit acum câteva zile și și-a pierdut Sania. Azi a fost dezastru. Ren, prietenul lui loial, a dispărut. Și încă nu înțeleg de ce a plecat. O să-l căutăm peste tot pe Ren. Poți să te duci cu Klaus să-și caute animalul în nord? Chiar la nord? Au, da, sigur, nu-i problemă. Am început acum o săptămână. Un vifor puternic a lovit Storyland și mi-a luat Sania. Ah, da, am reușit să o abatem cu Piggy, dar vântul a fost prea puternic. Atunci a început ceața. Ren și cu mine așteptam să treacă ca să găsim cadourile. Și toate astea înainte de Crăciun? Am repetat tot anul ca să le arăt bebelușilor bucuria bunicului. Dar fără Ren, nu mai pot să râd. Oh, nu, unde doare? Vrei să-ți vindec vreo rană? Nu, Doti! Durerea lui este aici! Cutie, nu vezi? Klaus e trist! Lolo, ce faci acolo? Vino aici! Ha, sună familiar râsul. Ho, ho, ho. Ho, e Ren, de acolo vine sunetul, rapid. Ren, stai așa, stai calm, te vom salva. Venim la tine. Cadourile, ca toate. Klaus, stai! Trebuie să le iau, altfel bebelușii nu vor primi nimic de Crăciun. Nu, cad! Nu! Ren! Bru, trebuie să salvăm Sania. Să oprim timpul! Să continue! Da, da, Sania, grozav! Stai, râsul ăla? Sania, ești Klaus, nepotul moșului! Da, și nu uitați de Ren, loialul meu amic! Storyland Magic Tears! Așa află bebelușii că și cu vremea rea, nu cadourile contează așa de mult, ci prietenia! Stai calm, Ren.
vom găsi o cale să aducem Crăciunul tuturor bebelușilor. Da, am decis să dăm ceva de-a nostru, ca niciun bebeluș să nu rămână fără cadou în noaptea asta. Wow! Toate cadourile Sanie! Crăciun fericit, bebeluș! Crăciun fericit! Asigurați-vă că nimeni nu uită despre Storyland și să citească poveștile sale. Și prin citit vor fi mereu împreună. Iar amintirile și poveștile vor dăinui pe viață. Crăciun fericit! Ho, ho, ho! Și cu asta am terminat. Se întâmplă ceva în Storyland. Odată ca niciodată, un bebe constructor care a vrut să oprească vântul puternic nu putea să o facă singur. Bună, sunt Dreamy. Ce se întâmplă? Vine! Vântul puternic! Adăpostul! Bine, mășor! Sunt Piggy! Vântul puternic o să vină! În fiecare an, frații mei fac un adăpost care să protejeze statuia. Dar au răcit! Și trebuie să-l fac eu! Și ce se întâmplă dacă nu-l termin? Vântul va lua cel mai valoros lucru din lumea noastră. Ar fi un dezastru! Și încerc doar eu pe cont propriu. O, Piggy, te-ai rănit la mână curând de tutea. Singur nu vei fi, te ajutăm cât ai clipi. Vântul vom opri, să știi. Și tu ai răcit. Împreună o vom construi imediat. Facem noi adăpostul? Ne trebuie ciment, pietriș, nisip și cărămizi. Da, cărămizi, da! Ușor, ușor! Cum zic frații mei, castelul construim când cărămizile unim. Haideți, bebeluș, un piculeț mai așa, mai aici. Nu, ai grijă de ochii! Nu mai trece timpule. Să continuăm. Unde mi-e cărămida? Echipa asta e tare lentă, iar adiera prea violentă. Dacă n-ar fi fost atât de grele. Și dacă cimentul n-ar fi fost lipicios. Și dacă nu era lopești. Știu eu, ce-ar fi să-l facem din paie? Dar da! Vezi, așa îl facem mai ușor. Dar asta nu înseamnă că va ține. Așa e, paiele n-au fost așa. Gheață! E mai ușor de sus. Și mai rece. Vom face un iglu pentru statuie. E mai bine pe gheață. Da, multă gheață. Dar... Și restul de cuburi? S-au topit la soare. Știu, nu este ușor, dar trebuie să facem. Altfel, vântul puternic va sufla statuia și efortul va fi în zadar. Piggy, vom asculta tot ce ne zici. Da, haideți. Acum vom reuși. Stai când e cool, vântului puternic. Și ca să-l oprim, noi astăzi ne-am unit. Lumea noastră este un loc minunat, unul minunat ce trebuie protejat. Munca grea și determinarea nouă ne aduc fericirea. O să reparăm problema când ajunge cineva. Ceva. Acum, cum o să ieșim de aici? Am uitat de ușă! Da, nu e bine să te grăbești. Trebuie să găsim o soluție. Mai nu mai am o lopată. Păi, dacă ar fi din gheață?
Asta e, înghețată! Deliciosă de post! Așa e! Ce important e că am făcut un efort care s-a terminat cu bine! Atâtea cărămizi de gheață! Oh, dar vai! Pare o dorință realizată! Storyland Magic Tears! Și așa, Piggy, eu, efort și determinare, s-a luptat cu vântul puternic de care a salvat lumea. Și așa, vântul a trăit până la adânci bătrâneți. Doar puțin mai mult. Toti, te descurci grozav. Haideți, bebeluși, trebuie să împodobim petrecerea cu baloane. Hei, balonul ăla zboară. L-a suflat vântul? Hei, pleacă toate! Baloane înapoi! Aici e petrecerea. E cartea! Atrage baloanele! Ceva se întâmplă în Storyland și noi trebuie să ajutăm prudent. Să mergem să vedem ce se întâmplă. Odată ca niciodată, era un bebe ocupat și petrecea zilnic cu distracții de neuitat. Baloanele trebuie să urmărim, ca soluția să o găsim. De-abia aștept să descoper ce aventură urmează. Hei, încă n-am terminat, vin înapoi. Uite, ea cine este? Nu plecați. Bună, sunt Dottie, cum te cheamă? Alice. Ce e? De ce ești tristă? Nu am cu cine să-mi servez neaniversarea. E ceva mai rău decât să fii singur de neaniversarea ta? Neaniversare? Dacă aniversarea e ziua în care te-ai născut, neaniversarea e... E în celelalte zile din an. Și amicul tău? Nu știu, Rabi vine mereu la petreceri, dar n-a venit azi. În sfârșit, Rabi, de ce ai întârziat? Rabi, destul! Cum vom sărbători aniversarea cu fața aia lungă? Stai calma, Alice, sărbătorim noi cu tine, trebuie să cântăm la mulți ani. Dar e la nu prea mulți ani. Bine, îl cânt eu. Eu astăzi îți doresc o zi superbă, da. Și astăzi noi sărbătorim neaniversarea ta. Ce sărbătoare! Ce multă culoare! Cu multă bulbătaie! Să aprindem lumânările! În suflu în ele mă simt minunat. Tu la fel te vei simți când te apuci de cântat. Ce-ste, Rabi? Nu acum! Nu vezi de că noi sărbătoare? Haide, cântă cu noi! Ce multă culoare! Cu multă bulbătaie! Multă bulbătaie! Ce-mi place să o servez în fiecare zi. Nu, fiecare, rămâne una. Și atunci ce sărbătoresc? Îți servez aniversarea. Oh, dar nu putem mânca tort fără să suflăm în lumânări mai întâi. Suflă în ele și apoi stinge-le. Te ajutăm. Bravo! Super! Huh? Nu se sting? Mai încearcă. Aproape. Din nou, Rabi? Nu vezi că sunt ocupată? Nu e nimic mai important decât neaniversarea. Se continue petrecerea. Alice, am sărbătorit toată ziua. Trebuie să mergem acasă să dormim. Dar nu puteți pleca. Uitați câte cadouri trebuie deschise. Vai de mine, prea multe. Nu vom mai avea timp să le deschidem înainte să se termine aniversarea. Ce-ar fi să sărbătorim altceva? Neaniversarea nu se termină pentru că în fiecare zi este o neaniversare. Unde vă grăbiți așa? Și de unde ați luat toate alea? Bine, câte neaniversari consecutive ai sărbătorit?
Nu știu, am pierdut șirul. Dar ce știu e că voi sărbători următoarea sută cu voi. Atât de mult? E prea mult pentru mine. Haideți, bebelușilor, Doti, cânt altceva. Nu mai am idei. Trebuie să suflăm în lumânările magice. Dar nu se sting. Runi, folosește-ți baloanele să pui ceștile. Cești? Vrei să zici cele de acolo? Hei, ceștile! Să plecăm, cât e distrasă. Fugiți! Hei, unde plecați? Nimeni nu pleacă așa de ușor de la neaniversare. Tortul! Dar, Abby, sunt ale mele. Nu înțeleg de ce nu vrei să sărbătorești neaniversarea cu mine. Nu-ți dai seama, e ziua lui Rabbi. De asta a încercat să-ți atragă atenția. Oh, mă simt groaznic. Sunt o egoistă. M-am gândit doar la mine. Desigur, sunt lucruri mai importante decât de aniversarea mea. Aniversarea ta, uite, ia cadurile mele. Da! Da! Storyland Magic Tears. Și așa se încheie povestea lui Alice, care o lecție a învățat și prieteni noi și-a găsit. Ce aventură grozavă! Da! Da! Bun, partea întâi. Daisy, te dat asta cu mai multă energie. Și 1, 2, 3 și... Erau trei exploratori mici. Visau la lumi frumoase. Un copac e un semn, i-a dus într-un alt loc. Și au descoperit tărâmul de sub stele. Din pământ el iese dintr-un crater mare. Iar lumea bebelușul la salvare, cu corabie. Nu corabie, cânti aiurea versurile, sabie, cu sabia ei. Nu e mare diferență, cu sabia l-a închis. Dar a dispărut și s-a întors în lumea ei. E cântecul bebezaurilor, totul trebuie să fie perfect. Haideți să ascultăm corul. Roz, verde și albastru și multe de culori frumoase din curcubeu. Eu te văd și tu pe mine. Asta e puterea noastră. Din nou, de la început. Vreau o pauză și mi-e sete. Somnic. Nu înțelegeți, e un cântec foarte special. Fără pauze până nu îl învățați. Eu de aici nu mă mișc. Nici eu. Nu pot face singură. Bine, bine. Dina, care e faza? E aproape perfect. Aproape perfect nu e destul pentru acest cântec. Mă duc eu cu ea. Haide, Nara. Dina, unde e? E foarte ciudată treaba cu melodia. De ce e atât de importantă? Ce e aia? Pe aici, Nara. Ce tare! O sabie magică! Sigur Dina o să adore. Wow! Am putere! Nesi va face toate treburile astea. Haide, Nara! Vă rămână master! Înapoi la repetiție! Cu o sabie l-a închis! Dar a dispărut și s-a întors în lumea ei! Bebeluș, hei, uitați ce am găsit. O sabie ca cea din cântec. Wow! Nu se poate, nu! Dar acum ce are Dina? Se poartă foarte ciudat. A mea, a mea. A mea. Cine e acel bebe? Este atât de frumoasă. Tu ai luat sabia stelei. Acum lumea fanteziei. Zice că ceva din lumea fanteziei va exploda. S-o referi la un balon? Pericol! Magia lumilor ajută.
O fi o ghicitoare? Costumul tău e tare! Îl ador! Nu costum! Tela vrea aventură! Aventurile salvează lumea fanteziei! Sunt un aventurier puternic, îți arăt! Bine! Aventuri uniți-vă! Aventuri roz! Wow! Obiecte, magie, lumi, fantezie, bum! Tina! Au luat sabia prietenii noastre, Stella! Trebuie să o găsim pe Stella, prietena! Căci îmi dau seama că ceva a luat-o razna. Lumea fanteziei se destramă. Nu știu chiar ce, dar trebuie să facem ceva. Câte lume există? Storyland, golful Tutti Frutti, Valea Biberoanelor și lumea fanteziei. Patru magii ale lumilor, astfel lumea fanteziei, bum! Explozie! Mi se pare că suzetele speciale sunt a noastră cheie. Haideți să mergem în vale pentru ajutoare. Hei! Tina? Dina? Stella? A trecut mult timp! Se cunosc între ele? Abar n-am! Mi-ați lipsit! Nu mai avem timp! Trebuie să obținem suzeta aurită. Altfel, lumea fanteziei nu va mai fi văzută. Haideți! Ne trebuie suzeta aurită. Oh, dă-o înapoi. Da, magie, mai multe suzete. Trebuie să le luăm pe restul foarte rapid. Fugiți, fugiți! Ajutor, ajutor! Stai așa! Ajutor! Nu-mi da drumul! Nu! Va urma. Uitați ce am găsit! O sabie! Tu ai luat sabia Stelei! Acum, lumea fanteziei, bum! Explozie! Mi se pare că suzetele speciale sunt a noastră cheie! Ajutor! Fantasy Boom, partea a doua! Ajutor! Ia să-ți iau, Bruni! Nu! Haide! Trebuie să ne ajute și ceilalți bebeluși! Echipa pentru a obține la suzetei speciale din golful Tutti Frutti, gata! Echipa B gata să caute suzeta specială din Storyland! Foarte bine! Vom merge în lumea fanteziei în căutarea suzetei de diamante și... Ajutor! Diamant! Lumea fanteziei e în pericol, trebuie să facem ceva repede! Ce trebuie să facem e să găsim suzeta de diamant! La drum! Da, să mergem! Hei, Narvi, de ce te gândești atât la Stella? E doar că e atât de curajoasă. Crezi că se gândește și ea la mine? Să mă gândesc! Nu prea cred. Mintea ei e varză. Doar la Crater și la Dina și Tina se gândește. Haideți, bebeluși! Evident! Lumea fanteziei e în pericol. Hei! Bună, bebeluși! Wow, superbe pijamale! Suzetă specială! Trebuie să salvăm lumea fanteziei, să ne grăbim, te rog. Haideți, sigur va fi la fabrica Daisy. Serios, de unde v-ați luat pijamalele? Dacă aș fi o suzetă, unde aș fi? Poate că pe aici. Ai grijă, Narvi! Ajutor! Mai bine faci liniște! Hei, hei! Ce pijamale superbe! Mersi! Ai văzut suzeta specială? Cred că am văzut-o ieri la lacul de zmeură. Fiți fără grijă! E la loc sigur! Hei, jeleurile au luat-o! Prinde-ți! Hei, înapoi! Nu fugi! Ne trebuie suzeta! Nu! Suzeta! Dă-o înapoi! E a mea! Nu-i timp! Fantezie, bum! Poate e aici. Sau aici? Aici? Nu o vom găsi așa. Trebuie să scăpăm de aici. De aici, fugiți. Aici. Nu putem pleca fără suzeta de diamant. Am eu suzeta de diamant? Ce se întâmplă? Grăbiți-vă, nu mai e timp. Pare că nu e nimeni aici. Eo. Că
căutăm Suzeta specială. Dar trebuie să țip mai tare, eforturile nu sunt destul. Soluția-i miracolul. Hei, asta căutați? E un miracol! Da, mersi, Sydney. Nu avem timp de pierdut, trebuie să ne întoarcem. Da, repede, să mergem! Hei, bebeluși, aici erați. Ai luat-o? Grozav! Minunat! Sper că-l vor lua pe cel de la Tutti Frutti. L-am luat! Grozav, le avem pe toate! Gata cu vorba, spre crater. Dar e foarte periculos, dacă o să dispar din nou. Trebuie să aruncăm suzetele speciale. Magie, lumi, alături și fantezie fără bum. Hai! Da, să mergem spre poarta fanteziei. Ela, eu... Magie întâi! Nu! Și ce facem acum? Bum! Lumea fanteziei e la cotitură. Pare că am dat de o fundătură. Nu mai plânge, Doti, dă-mi suzeta! Tu, grozav aventurier, puternic! Haide, Stella, poți să faci! Gata? Am reușit! Ești magic și special! Bravo, bebeluși! Roz, verde și albastru! Roz, verde și albastru? Sunteți bebelușii din cântec! Este real! Da! Cântecul bebezaurilor e despre ziua în care Stella a căzut în crater și a salvat lumea fanteziei. L-am scris pentru ea! Cântec al meu? Gata? Roz, verde și albastru și multe alte culori frumoase din curcubeu. Nu contează unde ești, eu te văd și tu pe mine. Asta e puterea noastră. Îl ador! Pink Magic Tears! Nu te întorci în lumea ta? Pentru moment rămân aici. Fantezie fără bum. Dar în inima mea, bum, bum. Oh. Au? Martin și misterul cizmelor zglobi. Bună dimineața, Scarlett. Bună dimineața, Martin. O șosetă. Probabil e a ta, domniță. Așa este, mersi, Martin. Plăcerea e a mea. Sunt cel mai bun la ajutat prieten, nu-i așa, Mouse? Stai calm, Bowie. Stai. Da. Cu plăcere. Oh, nu, se mișcă scara. Vine acum. Mersi, Martin. Plăcerea e a mea. Sunt cel mai bun șerif. Ce zi bună, Mouse. Ador să-mi ajut prietenii, dar e obositor. Acum să mâncăm. Timpul pentru reîncărcare. Bine, Mouse, ia și tu. Ador brânza. Haide, Mouse, la somnic. Bună dimineața! Pelerina, pălăria, sabia, insignă de șerif și... unde-mi sunt cizmele? Cizmele! Nu mă vei prinde! Dar nu mă poți prinde! Uf, am obosit! Miroase a brânză bună! Oh, mirosul frumos vine din Storyland! Bebeluș! Odată ca niciodată era un șerif în oraș. Cizmele lui se plimbau ca un poștaș. Uitați! Ce-i aia? Cizmele au prins viață! O să fac o poză ca să le vedem mai bine! Imposibil, sunt prea rapide!
Hă? Scuze, dar chiar nu înțeleg. O, nu, e un dezastru. Sunt Martin, șeriful, și nu știu ce-i cu cisnele. O fi vreo vrajă? De vrajă nu pot spune. Dar nu știu nimic despre vrăji și fără cisne nu pot lucra. Am nevoie de ajutor. Sigur! Haideți să le prindem! Cu grijă, pot ieși de oriunde. Hei, acolo sunt, pe acolo! Ne-am prins! Ha? Ha! Wow! Nu, nu, nu! Acum merg în direcții separate, nu o să le prindem! Nu spune asta, să formăm două echipe. Haideți, Doti, Connie, Lady și Jenna, luați-o pe dreapta, iar restul cu mine pe stânga. Acum! Da! Hai, să nu scape! Bebeluși, vedeți ceva? Nimic aici! Nici aici! Ghinion! Prinde-ți cizma! Aaa, ne-am încălcit! Îmi este atât de foame! Fugi, Lady! Lady, fugi, dar mai lent! Ajutor! Hop! Și brânza? Dar ce s-a întâmplat? Asta este răspunsul! Oh, ce drăguț! Cei doi șoricei micuți! Dar cum au ajuns înăuntru? Cheia este în mâncarea mea preferată. Poate a picat niște brânză în cizme și șoricei au intrat în ele. Nu-i de mirare! Brânza aia e delicioasă! Uneori lucrurile nu sunt ceea ce par și fiecare mister are o explicație. Împreună m-a te ajutat să-mi recuperez cizmele. Mersi, bebeluși, fără voi n-aș fi reușit. Storyland Magic Tears! Și așa se sfârșește povestea lui Martin cu cizmele. Alături au rezolvat misterul și el și-a făcut prieteni noi. Ce este, Lady? Ești bine? Știți de ce mi-e dor? De acea brânză incredibilă! Ce mai nas? E posibil să adorm cu greierele ăsta. Cineva ar trebui să-i spună ceva. Domnule Greier, am nevoie de odihnă. Sunt un bebeluș în creștere, știi? Bună, Connie. Ce s-a întâmplat? Nici tu nu poți să dormi? Mi s-a întipărit în cap sunetul ăla de cri-cri. Greierul ăsta începe să mă enerveze. Poliția chiar ar trebui să-l amendeze. Cred că zgomotul vine de acolo. Se întâmplă ceva în Storyland. E atât de somn. A fost odată ca niciodată un copil care mințea tot timpul, ca o marionetă dintr-un spectacol. Hei, uite! Acolo! Incredibil! Plecăm! Da, e mereu la fel. Hei, nu plecați, copii! Nu știu unde e păpușa mea. Da, da, sigur. Când o voi găsi, voi face spectacolul pentru tine, îți promit! Ia stați, nițel! Nasul lui crește ca un copăcel. Da, e super! Se întâmplă foarte des. Nu e așa că e amuzant? Uite, tocmai a spus că și-a pierdut păpușa, dar o are acolo. Oh, e adevărat! Să vedem. Cum te cheamă? Eu sunt Pinocchio. Pinocchio, păpușa e în spatele tău. Era aici? Nu mi-am dat seama. Sunt atât de dezordonat. Ce ciudat! Îi crește din nou nasul. Păi acum că ți-ai găsit păpușa, poți începe spectacolul, nu? Da, da.
Nu, nu pot, pentru că am răcit. Da, am o super răceală. Asta e foarte dubios. Se pare că cineva minte. Lasă-mă să-mi iau temperatura. Nu ai temperatură. Pinocchio nu este răcit. El pe tot ne-a mințit. De ce minți atât de mult? Eu nu mint niciodată. Hei, ai grijă, îți crește nasul de fiecare dată când minți. Nu, nu e adevărat. Nu am spus nici măcar o minciună toată viața mea, jur! Wow, uite cum crește! Este atât de mare? Nu-l văd, dar ce tare! Ce părere aveți dacă... Ai grijă! E atât de mare încât încurc toate lucrurile. Da, arăți ca un cuier. Este atât de lung încât poți să mergi pe el ca pe sârmă. Hei, lasă-mă în pace! Puțin respect! O, nu! Cric! Îmi pare atât de rău, Cric! Nu am vrut să fac asta! Cred că sunt blocat! Ce mai e încurcătură? Cric, te simți bine? Spune că nasul meu blochează intrarea. Lumina nu trece și întuneric. Săracul, este frică. Te rog, trebuie să mă ajut să-l salvez pe Greere. Normal. La 1, 2 și... 3! Greere! Tine nasul! Vezi ce se întâmplă când minți? Minciunile aduc numai necazuri. Și un nas mai ceva decât cascada fantaziei. Ui, adevărul este că a existat un motiv bun pentru atâtea minciuni. Mințeam ca să concurez la o probă de săritură și aveam nevoie de o prăjină. Băi, trebuie să fii puțin sărit ca să încerci să sari cu ajutorul nasului, hă? Doar că nu am câștigat niciodată primul loc și am vrut să fiu cel mai bun la ceva. Dar ce rost are să minți pentru asta dacă poți fi cel mai bun cu păpușa ta și să-ți faci prietenii fericiți? Ai dreptate, mi-am rănit prietenii din cauza minciunilor mele și pe tine. Adevărul este că pot trăi și fără să câștig un concurs, dar nu și fără prietenii mei. Nasul meu! Uite, a spus adevărul! Deci poți să faci spectacolul de marionete acum. Da, abia aștept să le fac o surpriză prietenilor mei. Poate le voi spune povestea unui bebeluș al cărui nas nu s-a oprit niciodată din crescut. Mulțumesc, bebelușilor! Storiile Magic Ears! Și uite așa, nasul lui Pinocchio s-a scurtat, iar odată ce cu minciunile a terminat, premiul pentru cel mai bun prieten l-a câștigat. Priviți, extraterestri! Hei, nu mai minți sau îți va crește nasul ca lui Pinocchio. Și astfel, această mare aventură se termină. Poveștilor, partea întâi. Uțintel, parfum, tutti-frutti și gata. Wow, cutie, clipești exact ca o stea. Al cui e rândul acum? Rim, să vedem. Ceva special, nu asta, nici asta, nu asta. Wow, superbă, arăți minunat, Lulu. Dă-mi-o mie. Da, e o pelerină frumoasă. A cui ar putea fi? Cred că e al unei bunicuțe. Nici gând, e a unui lup zburător. Un super da. Lup. Absolut, super lup. Nu ți minte? E dintr-o poveste. Batistuța, păpușii uriașe. Ia să încerc. Zine! Un iepure, îl vedeți? Nu, dă-mi-o mie. Vreau să văd. Și eu urmez. Păi, văd umbra unui bebe cu o super pălărie. Nu e un bebe, e o casă superbă. E rândul meu. Acum văd, este super lup. De ce poartă o cumașă de noapte? Pare că pelerina este a unui bebe. Păi, trebuie să aflăm a cui este. Și a cui ar putea fi? Tina! Dacă nu o să vorbiți pe rând, voi pleca neînțelegând. Am găsit pelerina în cufăr, dar nu știm a cui este. E magică, încearcă-o! Wow! E o pelerină tare și magică. Pentru globul de cristal e strașnică.
E o rață sau o lebădă? Iar globul meu face un curcubeu să se vadă. Poate acolo stă bebelușul. La drum! Wow, al doilea curcubeu! Dar pare că nu stă nimeni aici. Și că nu-s rațe sau lebede, nici măcar un curcubeu. Când vom căuta bebele în acest lac, misterului pelerinei îi vom veni de hac. În lac? Dar în el sau în afară? Jos sau sus, e un bebe, eu v-am spus. Bine, n-ai idee, căutăm în perechi. Connie, vină cu mine. Eu o iau pe Doti. Nu pot cu tine. Am auzit pe cineva, e cineva acolo. Te-am prins, bebe! Încă 5 minute. Nu se schimbă. Dar a fost alt sunet, nu știu. Haideți, bebeluși! Unde te duci? Pe acolo! Unde? Wow! Cine ești? Sunt Sydney, gardianul și protectorul curcubeului și al poveștilor. Dar voi, ce căutați aici? Am găsit această pelerină tare, dar tot nu știm a cui este. Vrem doar să înapoiem, e foarte specială. Ne dă viziuni. Familiare, ciudate, incredibile? Exact, da! Sunt lucruri dintr-un loc minunat. Cred că vă pot ajuta. Puteți să-mi o dați? Această pelerină nu e obișnuită. Veți vedea! Ai grijă! Da, așa! Am pierdut controlul! Cât pe ce? Da, uf, dar cartea? Să ai grijă cum pășești, cartea dăm că n-o citești. Wow! Cartea vă va duce la proprietarul pelerinei și în plus chiar îi duce lipsa. Acum trebuie să continuați fără mine. Wow! Acum mulți, mulți ani, toți bebelușii din poveste și din vale trăiau în pace. Dar bebelușii din vale s-au oprit din citit, iar încetul cu încetul au început să uite de personajele preferate. Până aproape au dispărut. Oh, nu! De asta paginile cărții sunt albe, așa-i? Da, Sydney! Dar acum puteți rezolva asta, pentru că zi de zi povești vei străi, iar acum cu fiecare poveste apare și câte o carte. Este un loc nou, uitați! Acolo! E ca acea carte de la lac. Bebelușul o locuia acolo? Unde duc acele drumuri? Uitați-vă la semn și veți vedea unde să mergeți. Povestea voastră pe drum o să vă scrieți. Va urma! Episodul anterior. Da, este o pelerină frumoasă. Acum putea fi. Wow! O lebădă! Zi de zi, povești vei trăi, iar cu fiecare poveste apare și câte o carte. Storyland, lumea poveștilor, partea a doua. Unde suntem? O fi aici bebelușul cu pelerina? Cine-i bebelușul? Bună! Oh, sunteți noi aici? Auci! Lipsește ceva. Un bebe cu pelerină. Cine ești tu? Coșul tău? Pelerina mea! E bebelușul căutat de noi! Am făcut una cu bucăți de material, dar nu e la fel. Cea roșie este unică, e făcută din niște materiale care se găsesc odată la 1000 de ani. Mersi, mersi! Sunt Scarlett! Designerul faimos din Storyland! Scarlett! Ție îți sună cunoscut? Mie nu! Suntem în poveste? Evident nu este! Din ce peșteră vii tu? Sunt faimoasă! Am doar un client acum, pentru că sunt distrasă și trimit comenzile târziu. Dar am creat niște haine grozave. Uite! Și coșul meu? Nu! L-am pierdut! Trebuie să plec! Trebuie să fac haine noi și să livrez înainte de al treilea clopoțel să sune. Sau o să-mi pierd clientul. Unde l-am lăsat? Stai, a zburat într-acolo. Nu! Stai! Nu aici!
Unde a căzut coșul? Singură, nu-l vei găsi. Dar împreună vom reuși. Ce epuizată sunt. Dar nu se poate. Nu am timp și nici materiale pentru alte haine. Nu pot să-mi pierd ultimul client. Stai calmă, ne ai pe noi și o pelerină din material. O să transformăm într-o haină superbă. Serios? Sunteți super, urmați-mă. Ați auzit și voi? Și așa se face. Vreau să ajut, ce pot face? Știu să fac asta. Wow, cum ai reușit? Tu zbori? Am un prieten numit Peter, care știe și el să o facă. Lupul meu o adoră. Ce? Tu ai un lup? Da, numele e Kira, îi place să mănânce. Ce bestie! Lupul când vine, va sta lângă tine. Lângă mine? O să mă mănânce! Hei, materialele! Dar unde te duci? Asta da cauza ca să nu coși. Ce joc grozav! Scarlet, nu te lăsa distrasă, că n-o să terminăm la timp. Clopoței? Bine, bine, să vedem. Întâi facem schițele, apoi punem materialele pe ele. Și acum coasem. Deja am reușit! Da, grozav! Lupul! Dar ești un lup mic și drăguț! Kira, l-ai găsit la timp! Piggy va avea două ținute! Am venit! Ia să văd! E perfectă! Pelerina! Îmi amintesc acum! Este din povestea lui Scarlet, Scufița Roșie! Așa e! Așa e! Îți mulțumesc din suflet, Scarlet! O să mă vezi purtând-o curând! Și sunt două! Le ador! Grozav, am reușit! Am reușit! Da! Petrecerea a continuat până târziu! Uitați cum doarme! Nu prea vreau să o trezesc! Ce-ar fi să-i lăsăm un bilet de adio? Da! Bebeluși, stați, nu puteți pleca. Am creat ceva special pentru voi. Wow, sunt frumoase. Merci. Ce tare. Voi m-ați inspirat extrem de mult. Am avut nevoie doar de puțin ajutor. Am făcut aceste ținute pentru când vă veți întoarce în Storyland, în alte aventuri. Merci, Scarlet. Storyland Magic Tears. Așa a reușit Scarlet, cu concentrare și inspirație, să facă și să livreze haine de senzație. Wow! Voi de unde veniți? Wow, ce haine frumoase! Cred că vom merge în multe aventuri cu aceste ținute.